avem suficient și specialiști, și medici, și spații, și utilaje, și medicamente pentru toate scenariile, inclusiv al treilea, noi avem totul pregătit. Inclusiv ventilatoarele care sunt pentru cazurile extreme, pentru că vreau să vă spun, din 6 cazuri, doar un caz a trebuit ventilatoarele astea artificiale. Noi câte avem, domnule? 500. Deci, conform evaluărilor care au fost efectuate în întreaga țară, la momentul actual, deci aparataj pentru respirație susținută, deci a pacientului, sunt 500. Și câte aparate de ventilare avem care sunt disponibile? În țară astăzi vorbeam de circa 500 de aparate de ventilare.